Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că a inițiat demersuri pentru reluarea furnizării agentului termic la Rădăuți, unde peste 4.000 de familii și 13 instituții publice au rămas fără apă caldă și încălzire încă de luni, 15 noiembrie. Gheorghe Flutur a declarat că a solicitat o întâlnire la Ministerul Energiei, la care au participat ministrul Virgil Popescu, reprezentanții ANRE, furnizorul de gaz și conducerea primăriei Rădăuți. Am cerut ca împreună cu Prefectura Suceava să fie inițiată o hotărâre de guvern privind acordarea sumei de 7 milioane de lei ajutor de încălzire la Rădăuți. Este de neînțeles atitudinea furnizorului de gaz care întrerupe alimentarea municipiului în prag de iarnă din cauza unor sume de bani aflate în litigiu din anii trecuți, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Firma Nordgaz a asistat furnizarea gazului folosit de centrala termică a municipiului Rădăuți pentru că are de recuperat aproape 7 milioane de lei de la administrația locală. Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi și școala Mihai Eminescu din Rădăuți au trecut la învățământ online până la reluarea furnizării energiei termice.